Salut prieteni. Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine. 21 februarie. Tentații deghizate. Text biblic. Știu bine că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori care nu vor cruța turma și dintre voi înși vă se vor ridica oameni vorbind învățăturii răstălmăcite, ca să atragă pe ucenici după ei. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 29 și 30 Dumnezeu n-a abandonat poporul său pentru a alege un om solitar aici și altul dincolo ca fiind singurii demn de a le încredința adevărul său. El nu dă unui singur om o lumină nouă, Contrar credinței stabilite a întregului corp al Bisericii. În orice reformă s-au ridicat oameni care au avut asemenea pretenții. Cineva acceptă unele idei noi și originale, care nu par a intra în conflict cu adevărul. El vorbește despre ele și se ocupă de ele până când începe să le vadă învejmântate cu frumusețe și importanță, pentru că Satana are putere să dea această aparență în cele din urmă ele devin un subiect ce absoarbe totul, singurul mare punct, în jurul căruia se concentrează totul. Și adevărul din inimă este scos din rădăcină. Fraților, spune serva Domnului, ca ambasadora lui Hristos, vă avertizez să vă păziți de aceste lucruri laterale, a căror tendință este de a abate mintea de la adevăr. Eroarea nu este niciodată nevătămătoare. Ea niciodată nu sfințește, ci întotdeauna aduce confuzie și disensiune. Mii de ispite de ghizate sunt pregătite pentru cei care au lumina adevărului, și unica siguranță pentru oricare dintre noi este de a nu primi nicio nouă doctrină, nicio nouă interpretare a scripturilor, fără ca mai întâi să o prezentăm fraților cu experiență. Prezentați-o înaintea lor cu un spirit umil dispuși să primiți învățătură și cu rugăciune fierbinte. Și dacă ei nu văd nicio lumină în ea, supuneți-vă judecăților, căci în marele număr al sfetnicilor stă biruința, spune cuvântul lui Dumnezeu. Satana este mereu la lucru, dar puțini sunt cei care au vreo idee cu privire la activitatea și subtilitatea lui. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit pentru a se împotrivi vicliniei vrăjmașului. De această rezistență se teme satana. El cunoaște mai bine decât noi limitele puterii sale și cât de ușor poate fi biruit dacă îi rezistăm și îl înfruntăm. Prin tărie divină, chiar și cel mai slab sfânt este mai mult decât un oponent pentru satana și toți îngerii lui, iar dacă este pus la probă, el va putea să demonstreze puterea lui superior. De aceea, Satan apășește fără zgomot, mișcarea lui este prudentă, iar armele sale mascate. El nu se aventurează să se prezinte în mod deschis, ca nu cumva să trezească energiile adormite ale creștinului și acesta să se prezinte în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze! I mean